regăsesc atât de mult momentele în care această scenă era plină de coriști. Vă amintiți toate emoțiile pe care le trăiam înainte de fiecare concert și toate bucuriile pe care le aveam după. Eu am credința că într-un viitor apropiat ne vom reîntâlni și vom cânta din nou pentru Domnul împreună. Ei sunt pregătiți la fel cum tata a fost pregătit. Ce credeți? Sergiu, mă auzi? Ce repede se schimbă lucrurile. Cândva eram cu toți în capelă, acum sunt doar eu și vorbitorul. Însă mă bucur să știu că dumneavoastră, cei de acasă, ne puteți privi și ne putem bucura în continuare de serviciile divine. Aștept cu nerăbdare momentul când vom putea să fim cu toții aici, toți cei de la echipa tehnică și toți ceilalți studenți. În perioada aceasta ni s-au luat multe drepturi, însă nu și dreptul de a ne ruga. Vă aștept cu nerăbdare ca să ne rugăm din nou împreună, în camera de rugăciune. Îmi lipsesc mult momentele în care ne închinam împreună. Sunt amintiri dragi sufletului meu. De acum, cu siguranță vom prețui mai mult ocaziile de închinare. Abia aștept să cântăm din nou împreună. Să sperăm că viitorul nu va arăta așa. Fără voi, părinți, frați, surori, profesori și prieteni dragi. Sunt încredințat că Domnul ne va trece cu bine peste această experiență dificilă. Anii de studenție au fost prea frumoși pentru a nu avea un final pe măsură. Vă aștept la absolvire! Vă spuneam bun venit, dragi prieteni, și vă salutăm în această ocazie din Capela Universității Adventus. Indiferent cum a fost săptămâna aceasta pentru dumneavoastră, cred că acum trebuie să fim liniștiți, pentru că, într-adevăr, este un început de sabat, este un timp când Dumnezeu vrea să ni se ofere într-un mod special. De aceea vă invităm să vă deschideți inima și să primiți mesajul pe care îl are pentru dumneavoastră, mai ales în timpul acesta când de obicei încercam să ne întâlnim unii cu alții, să ne vizităm, dar acum trebuie să stăm la distanță. Este clar pentru toți că viața ne este marcată de această stare de pandemie pe care dorim să o lăsăm în urmă cât mai repede. Zilnic trecem prin multe stări, unele nici nu ni le putem explica, dar avem certitudinea că uneori suntem cuprinși de teamă, compasiune, furie, confuzie și câteodată și de bucurie. În fiecare dimineață ne simțim fericiți când descoperim că suntem sănătoși, dar ne și îngrijorăm puțin gândindu-ne la provocările zilei care ne stă înainte. Da, una dintre cele mai mari provocări este să rămânem singuri, mai ales în sabat, în timpul acesta când de obicei ne întâlneam unii cu alții. Tocmai de aceea, în această seară ne-am propus să discutăm despre singurătatea Domnului Iisus Hristos. A fost și El singur? Aș îndrăzni chiar să întreb cât de singur a fost Mântuitorul nostru de Paști. Dacă veți avea plăcerea să rămâneți cu noi, cred că vom descoperi câteva lucruri foarte interesante și de folos pentru noi despre singurătatea Domnului Iisus Hristos. În plus,
Și în această seară vom avea invitați de la distanță și am pregătit mai multe momente care ne vor ajuta să simțim binecuvântarea sabatului, întărindu-ne credința că nu suntem singuri. Dar pentru început aș vrea să-i prezint pe invitații care sunt alături de mine aici în capelă. Îi spun bun venit, bun revenit, capelanului Universității Adventus, pastorul George Șchiopul. Bine ați venit! Mulțumesc frumos, să vă felicit! Mulțumesc! Ne bucurăm să fim împreună! Mulțumesc! De asemenea, îl salut pe pastorul Marius Mitrache, profesor la Universitatea Adventus. Bine ați venit pentru prima dată la ocazia de vineri seara, ocazia de părtășie și de închinare. Ne bucurăm că sunteți cu noi! Mă bucur să fim împreună! Este un subiect provocator, am mai discutat săptămâna aceasta și suntem cumva provocați ca în timpul acesta când de obicei ne întâlneam, ne vizitam, primeam oaspeți sau noi eram oaspeții cuiva, ca să nu mai spun și de faptul că este timp de sabat, când de obicei mergeam la biserică, ne întâlneam cu studenții aici în capelă, suntem invitați sau este necesar să stăm separați, să stăm singuri. Ce ne învață singurătatea Domnului Iisus Hristos? Pentru că este aici un aspect foarte interesant. El era împreună cu oamenii, dar în momentul răstignirii, la ocazia de Paști, a rămas singur. Din punctul meu de vedere, este un eveniment unic în istoria, nu doar a lumii noastre, ci în istoria Universului. Noi știm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt din veșnicie. Niciodată cele trei persoane ale Dumnezeirii nu erau singuri, nu au fost singure. Și spun că a fost un eveniment unic, deoarece în momentul în care Domnul Iisus pe cruce a spus în acea zi de vineri, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deși Tatăl era acolo, în acel nor, dar nu-și manifesta prezența pentru că Fiul trebuia, și aici este o alegere de bunăvoie, voluntară a Fiului, pentru a merge să suporte pedeapsa pentru păcat pentru omenire, în momentele acelea, Domnul Iisus a simțit singurătatea aceasta pe care n-a simțit-o niciodată în trecut și nu o să o mai simtă niciodată. Este o singurătate pe care nimeni vreodată n-ar putea să o pătrundă. Domnul pastor, forțăm puțin limbajul biblic, dacă amintim termenul de autoizolare, a fost un fel de autoizolare care și-a impus-o Domnul Iisus Hristos venind de lumea noastră. N-am forțat deloc, pentru că, deși ideea de singurătate, de izolare a apărut odată cu păcatul, până atunci nu aveai motive să fii singur. Singurătatea nu era, n-avea niciun scop. Însă păcatul a creat această izolare, pentru că omul a fugit de Dumnezeu. Dacă ne uităm în Geneza, Dumnezeu s-a simțit și el singur, pentru că a creat ființe să aibă părtășie cu el. Și aici vreau să fiu explicit, nu depindea de om. Avea îngeri, avea multe ființe necăzute în păcat, însă Dumnezeu tratează fiecare relație într-un mod aparte, e unicat. Dumnezeu nu trece cu vederea sau este indiferent de o altă relație pentru care are alte relații și nu îl interesează. Însă când vorbim despre rezolvarea problemei păcatului, Domnul Hristos a fost nevoit să intre într-o lume a însingurării. Nu se putea altfel. Adică, din moment ce noi am rămas singuri, ideea izolării este încă de la începutul păcatului, pentru că planeta Pământ, căzând în păcat, a fost izolată de surorile ei. Asta e foarte clar. Și Hristos, dorind să vină lângă noi, s-a autoizolat. Adică, autoizolarea lui a creat o punte pentru noi în raport cu el. Adică, n-am mai fost noi singuri. Prin singurătatea Lui, noi nu mai suntem singuri. Prin strigătul Lui, Dumnezeu pentru ce m-a părăsit, noi nu mai suntem singurați. Asta e foarte important. Și aici este un element interesant, dacă a fost o însingurare reală sau a fost mai degrabă o trăire, o percepție. Sunt discuții în teologie dacă Hristos a fost părăsit real de Tatăl sau nu. Și da și nu. Da. Este foarte important, scuze, este foarte important că acolo, la cruce, erau oameni, erau îngeri răi, îngeri buni, era Dumnezeu Tatăl și cu toate acestea, El știa că nu este singur, și cu toate acestea, singurătatea izvora tocmai din această percepție a izolării de Tatăl, a despărțirii de Tatăl. Sfântul Apostol Ioan ne spune că Domnul Hristos
însuși a declarat, Tatăl este cu mine, nu m-a lăsat niciodată singur. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră, că Iisus Hristos s-a însingurat pentru că pe planeta noastră s-a înstrăinat, s-a însingurat de universul nepătat al lui Dumnezeu, a fost condiția ca noi să putem să intrăm din nou în relație și m-am gândit când am formulat titlul pentru discuția noastră din această seară și la varianta însingurarea lui Iisus, părtășia noastră sau condiția pentru părtășia noastră. Și, de fapt, aceasta este ideea. O să revenim asupra acestui lucru și chiar o să le dezvoltăm și mai mult, pentru că, vedem, însingurarea e, de fapt, o condiție pentru părtășie și este iarăși un element foarte interesant aici, cred că o să-l mai dezbatem în seara aceasta. Practic, faptul că Iisus a rămas singur este și o condiție și este o dovadă că poate să fie singur cu fiecare dintre noi, în sensul de a stabili o relație strict personală. E o anumită singularitate, dar aceasta este condiție pentru ca noi să putem să avem această relație unică, am putea spune, cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și cu Mântuitorul nostru, de fapt. Dar ne-am luat cu vorba și am avea un moment foarte frumos și cred că este foarte așteptat. Este momentul în care o să ascultăm un mesaj biblic prezentat de un copilaș. În seara aceasta o avem împreună cu noi pe Amedea Diaconu. Bine ai venit, Amedea, ne bucurăm că ești cu noi. Și ne-a fost dor să te auzim că ne spui un verset biblic, un mesaj din Biblie. Ascultăm, vrem să ascultăm ce ne-ai pregătit în seara aceasta. Când privesc cerurile, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și le-ai încărâna cu slavă și cu cinste. Doamne Dumnezeule, cât de minunat este omul tău pe tot pământul. Amin. Amin, amin. Mulțumim foarte mult, Amedea. Într-adevăr, un mesaj foarte frumos de încurajare. În singurarea noastră, când foarte multă lume suferă de depresie, când ne lipsesc aprecierile celor din jur, îmbrățișările, o strângere de mână, o privire a unei persoane, da? Când ne trimite noi poze pe Facebook, pe alte rețele de socializare, mai vorbim pe alte rețele și ne putem vedea, dar când vezi o persoană este cu totul altfel. În timpul acesta ne se reamintește acest mesaj frumos, că adevăr Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic. Aș vrea să ne și rugăm acum la început, pentru că este și un subiect foarte profund și cred că Biblia are multe mesaje de speranță pentru noi și aș vrea să vă invit să ne ridicăm și vă invit pe dumneavoastră, domnul pastor, să vă rugați pentru noi. Să mulțumim, Tată din ceruri, pentru că la începutul sabatului avem făgăduința prezenței tale în mijlocul nostru. Te rugăm să ne deschizi mințile, inimile pentru a înțelege faptul că Tu ne iubești, să înțelegem că, deși suntem izolați astăzi, totuși suntem cu Tine și să înțelegem că, deși suntem într-o perioadă foarte complicată a vieții noastre, Tu ești garanția noastră că viitorul este în mâna Ta. Amin. Te rugăm să ne dai înțelepciune, să înțelegem acest lucru, să avem încredere mai mult în Tine. Și chiar dacă Tu vei îngădui în viața noastră probleme, dificultăți, să avem credința că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia Ta. Amin. Îți mulțumim că ne asculți, pentru că Te-am rugat prin Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumim. Dragi prieteni, nu discutăm doar între noi aici, în capela Universității Adventus, discutăm și cu dumneavoastră, dar prin delegație, am putea spune. Ne-ar face plăcere să putem să intrăm în legătură directă cu cât mai mulți dintre dumneavoastră, să vă putem răspunde la mesaje, dar am ales să ne concentrăm mai mult pe o dezbatere, să încercăm să transmitem un mesaj cât mai clar de aici, dar, pe de altă parte, să intrăm în legătură și cu cei care ne privesc, dar mai ales cu studenții noștri, cu profesorii, cu prieteni care de obicei ne vizitează aici în capelă. În seara aceasta o să intrăm în direct pentru început cu Ana Maria Mocanu. Ea este studentă în anul 1 la programul de studii de licență, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Bine ai venit, Ana Maria! Vrem să te auzim și să te și vedem. Cum sunt pentru tine săptămânile acestea? Bună seara! Cum sunt pentru tine săptămânile acestea? Îți lipsește campusul? Îți lipsesc colegii?
Săptămânile acestea sunt cumva un șir monoton de activități. Da, într-adevăr, îmi lipsesc colegii, îmi lipsește campusul, însă ne adaptăm la ceea ce avem și la ceea ce se poate momentan. Ce ai învățat în timpul acesta? Ce provocări au fost mari pentru tine? Și cum ai încercat să-ți faci timpul acesta acasă cât mai creativ și totuși să ai convingerea că trăiești un progres, te dezvolți? În primul rând am învățat ceea ce am încercat să învăț de mai mult timp, însă doar pe baza experiențelor reușim să învățăm, și anume faptul că trebuie să mă bucur mai mult de tot ceea ce înseamnă viața, să fiu mult mai prezentă în activități, să mă dedic mai mult celor din jurul meu, pentru că, da, această distanțare socială a avut foarte multe lecții pe care a trebuit să le învăț, însă nu poate înlocui persoanele și nu mă poate învăța ceea ce m-ar învăța persoanele din jur. Cred că te bucuri foarte mult și de relația cu părinții tăi și recuperezi zile care... Bineînțeles, da, acest lucru ne-a unit, aș putea să spun. Chiar dacă este un timp destul de neplăcut din foarte multe contexte, pe acest plan ne-a unit și a avut și părți pozitive, aș putea să spun. Cum aștept sabatul? Ai pregătit ceva bun? A pregătit mama? Sabatul este așteptat de noi întotdeauna cu nerăbdare. Și da, m-a ținut, chiar am pregătit. Mama mă lasă pe mine să, acum că sunt mai mult acasă, se bucură de prezența mea. Și am pregătit cozonaci. Îmi pare rău că nu putem să te vizităm, dar o să recuperăm noi. Te așteptăm în campus cu cozonaci când o să te întorci. Ai un mesaj pentru colegii tăi, pentru tinerii care ne privesc acum la început de sabat și pentru timpul acesta de izolare? Aș vrea să le spun ceea ce am învățat din propria experiență, și anume că gestionarea situațiilor negative aduce întotdeauna un strop de bine. Și în momentele în care se simt descurajați sau simt că optimismul lor scade, să privească la făgăduința din Isaia 43:2, care spune așa: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și cred că această făgăduință ar trebui purtată întotdeauna, pentru că negativismul nu are cum să-și facă loc lângă așa făgăduință minunată. Așa este. Mai mult decât o viziune din această numită gândire pozitivă, avem și această garanție, avem și această făgăduință că Dumnezeu este cu noi. Și e o provocare să descoperim realitatea acestui mesaj biblic pentru ca, într-adevăr, să putem să fim cu Dumnezeu. Aș vrea să-ți mulțumesc, îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în seara aceasta. Îți dorim mai departe multă sănătate și abia așteptăm să te întorci în campus. Și ți-am pregătit o surpriză. Cred că ai mai văzut videoclipul pe care noi l-am pregătit după excursia pe care am făcut-o în Italia în 2018. Este timpul când noi eram plecați, anul acesta, la această oră, era programată, în acest timp, era programată excursie în Grecia, știi de lucrul acesta. Iar acum 2 ani, exact de Paști, noi am fost în Italia, eram la Roma și în felul acesta îi salutăm și pe cei care ne privesc din Roma, niște gazde extraordinare și la Roma și la Torino. Și uite că este un timp greu, dar este și un timp când ne putem aminti de experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună. Oricum, tu mai ai de stat încă 2 ani și ceva în campus, așa că da, o să poți să te bucuri de o astfel de excursie, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate la anul. Îți dorim un sabat frumos și multe binecuvântări la Dumnezeu și să ne vedem cu bine în campus. Vă mulțumesc, un sabat binecuvântat și dumneavoastră. Mulțumim.
Da, amintiri frumoase. Cred că studenții care au fost în această excursie au retrăit anumite momente, iar ceilalți care n-au ajuns și se gândesc că poate anul viitor vom avea o excursie frumoasă, anticipează aceste experiențe frumoase pe care le trăiesc vizitând anumite locuri, dar mai ales e vorba de comuniunea pe care ne avem, de relația pe care avem profesori și studenți, studenții unii cu alții și persoanele pe care le întâlnim în aceste vizite. Continuăm să discutăm, dragi prieteni, în seara aceasta despre singurătatea Domnului Iisus Hristos și despre lecțiile pe care le putem învăța din această experiență, am putea spune, de această dimensiune a experienței Domnului Iisus Hristos. Și mă gândesc la sărbătoarea de Paște. Fie că o privim în Vechiul Testament, pentru poporul evreu, fie că o privim în Noul Testament, Sfânta Cină sau Cina, cea de taină a Domnului Iisus Hristos cu ucenicii, avem aceste două elemente, părtășia, comuniunea, întâlnirea la oaltă, iar pe de altă parte, responsabilizarea personală. Dacă ne referim la sărbătoarea de Paște din Vechiul Testament, fiecare evreu trebuia să retrăiască experiența aceea eliberării, să o actualizeze cu viața lui și să se transmită de la o generație la alta această confirmare că ei sunt liberi, nu mai sunt robi. La fel și în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 11 ne îndeamnă și ne spune, atunci când ne împărtășim, fiecare să ne cercetăm pe noi și ne fiecare să cerceteze pe el însuși, așa să mănânce trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ne ajută oarecum timpul acesta de izolare să actualizăm această responsabilizare personală în raport cu actul de jertfă al Domnului Iisus Hristos? Dacă ne gândim strict la sărbătoarea Paștelui, la cum a început ea, această părtășie de familie, și e foarte interesant că era în casă, era izolare în casă pe familii, era în jurul mielului de Paște. Deja era pus de acolo, pus în mijlocul lor și îmi și imaginez cum copilașii întrebau de ce este mielul acesta cu noi? Sau, înainte de a fi mielul, de ce face tata acest lucru? Știți că a fost ușorii cu sânge și probabil tatăl se uita în ochii băiețelului sau băiatului care era mai mare și spunea ca tu să rămâi în viață. A trebuit să facem asta. Adică era o părtășie solemnă în jurul mielului de jertfă care privea înainte cu speranță spre eliberare. Apoi, dacă ne gândim și la Noul Testament, înainte de a se merge la părtășia aceasta cu toții, trebuia să aibă loc această autoizolare, această cercetare de sine, stai de vorbă cu tine însuți, să vezi, te-ai depărtat de Dumnezeu, care este locul mielului de jertfă în viața ta și în funcție de această solemnitate a momentului, te puteai apropia de comunitatea bisericii cu speranța aceasta că Hristos te-a iertat și poți să ai un viitor luminos. Deci ambele aspecte sunt găsite în această sărbătoare și e foarte frumos să vedem rolul pe care jertfa îl joacă, Domnul Iisus îl joacă, astfel încât să nu fim singuri nici în autoizolare și nici când mergem în comunitate. Pentru că e posibil să, dacă nu am beneficiat de această întâlnire personală cu jertfa, cu Hristos, când mergem în comunitate să nu beneficiem de întâlnirea aceasta cu comunitatea. Pentru că în întâlnirea cu comunitatea ne dezvoltăm foarte mult. Trebuie să recunoaștem asta. Și Dumnezeu ne-a lăsat a doua carte după Sfânta Scriptură, relațiile interumane. Aici ne cizelăm, aici ne formăm prin experiența aceasta de interacțiune. Însă în momentul în care totul începe de la întâlnirea cu Hristos care s-a jertfit pentru tine, apare aspectul acesta al recunoștinței care dă plinătate vieții, bucurie și după aceea este speranța aceasta care îți luminează sufletul. Știi în ce direcție se îndreaptă viața ta. Știi că cel care a venit să moare pentru tine te așteaptă cu drag și în felul acesta izolarea aceasta, autoizolarea aceasta devine un punct de speranță, de plecare pentru că în felul acesta să atingi pe alții cu această speranță. Este o oportunitate, să privim ca o oportunitate timpul acesta de autoizolare să ne raportăm la jertfa Domnului Iisus Hristos, la moartea și învierea sa, mai serios, mai profund, în mod personal? Este foarte clar că există două extreme în care putem merge. Fie o autoizolare accentuată, care poate deveni patologică la un moment dat și au exact și există oameni care se autoizolează chiar dacă n-ar fi forțați de împrejurări.
Sau sunt persoane care nu suportă singurătatea. Am observat oameni care, dacă sunt singuri, copiii sunt plecați, poate nu au partener de viață. Sindromul clubului gol. Da, trebuie să deschide radioul, televizorul, să se audă cineva în casă. S-a bun zgomot. Și mi-am dat seama că pentru foarte mulți oameni tăcerea este apăsătoare, pentru că atunci când există o tăcere de plină, începe să se audă conștiința. Și nu puțin oameni, nu mulți oameni își doresc acest lucru. Sunt foarte puțini care chiar își doresc să-și audă conștiința. Și cred că cel mai mare echilibru în viața noastră vine în urma consultării cu noi înșine. Și văd o relație complementară între ideea de izolare, de solitudine. Hai că izolare cumva are o conotație negativă. De solitudine, stăm singuri cu Dumnezeu, cu noi înșine, și ideea de comunitate. Sunt ambele lucruri importante, dar nu trebuie să prevaleze niciuna dintre părți. Trebuie să fie în echilibru. De ce? Dacă ne bazăm doar pe comunitate, devenim prea dependenți de comunitate. Dacă ne bazăm prea mult pe noi, pe singurătate, dezvoltăm așa un fel de agorafobie sau nu știm să dezvoltăm relații. Trebuie să fim onești și să acceptăm faptul că omul a fost creat ca ființă socială. Dacă nu era nevoie, Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. Foarte clar. Numai că păcatul a creat această situație și, din nefericire, de multe ori în viață îl contrazice pe Dumnezeu. Că vorbim de căsnicie, că vorbim de... Mai bine eram singur. Că vorbim de relațiile pe care nu știm să le construim. Însă, dacă vorbim de situația concretă, cred că nu suntem atât de izolați cum ne închipuim noi. Totuși, imaginați-vă dacă ar fi fost această pandemie acum 20 de ani, 30 de ani, când nu aveam televizoare, cum au unii să ne uităm, nu aveam internet, nu aveam telefoane. Nu puteai. Hai că dacă erai în zona rurală, mai puteai să mai peste egal cu vecinul vorbeai. Însă, cred că unii ne plângem prea mult de acest lucru. Și aici nu vorbim de impactul asupra economiei, nu, vorbim doar de ideea de a fi singur. Avem totuși instrumente prin care noi putem fi în legătură unii cu ceilalți. Și mai mult decât atât, avem garanția că Dumnezeu este permanent cu noi. Dacă, de exemplu, am fi forțat să fim singuri undeva, totuși Dumnezeu este cu noi. Să nu uităm, am vorbit de Paște. Moise, până să petreacă primul Paște cu poporul, a stat 40 de ani în pustie, a avut familie, prieteni, soția, dar cea mai mare parte a timpului o petrecea cu turmele, era singur. Poate că avea ceva pe acolo, păstori, colegi. La câteva săptămâni se mai întâlnea cu ceva. Da, dar singur. Și multă vreme Moise a dorit să fie singur. Dacă ne uităm în viața Domnului Hristos, a avut cam același lucru. Și nu e o întâmplare că pe muntele Schimbării la față apare Moise, apare Ilie, care a fost și el singur. Adică oameni care au știut ca într-un context nefavorabil din punct de vedere spiritual să se retragă și numai așa puteau să-și dezvolte o spiritualitate. Ioan Botezătorul este un exemplu foarte important. Dacă nu și-ar fi dezvoltat o viață spirituală singur, era foarte complicat, că nu putea... Comunitatea în acea vreme nu l-a ajutat să-și dezvolte acest lucru. Și cred că lumea aceasta contemporană, această lume postmodernă, nu te ajută absolut deloc să dezvolți o viață spirituală cu Dumnezeu. De aceea nu spun că este bună această pandemie. Evident. Dar ne ajută să ne întâlnim cu noi înșine și cu Dumnezeu. Stând în casă permanent, te saturi de știri, de internet. Și uneori mai stai în familie. Gândiți-vă câte familii nu au fost foarte înstrăinate. La serviciu multe ore pe zi, mai mult stăm cu colegii de serviciu decât cu soția acasă sau cu soțul și copiii. Copiii la școli, la program prelungit, dar acum avem ocazia să stăm mai mult împreună. Și cred că este o oportunitate extraordinară să relegăm legăturile în familie, viața de familie și apoi să ne ascultăm conștiința mai mult. Da, aici este un alt aspect pe care putem să-l discutăm, dar poate într-o ocazie viitoare. Faptul că sunt puse împreună persoane care nu prea stăteau împreună, se nasc alte probleme. Faptul acesta naște alte probleme, în sensul că ei nu mai știu să relaționeze și cel puțin în prima fază sunt anumite tensiuni, sunt statistici care arată că a crescut foarte mult numărul cazurilor de violență în familie și divorț. Da, și de divorț. Și este un alt aspect.
Da, dar pe de altă parte, așa cum ați spus, cred că trebuie să învățăm, să dăm valoare experienței personale, singurătății, pentru că de aici se naște, de fapt, consistența oamenii pentru... Oamenii mari cresc în singurătate. Da, exact. Pentru consistența în relații, maturitatea și dispoziția de a lua anumite decizii și avea anumite intervenții. Vă rog. Eu aș vrea să facem o distinție foarte clară între singurătatea aceasta care este provocată de anumite situații, cum este această situație sanitară, și singurătatea care are de-a face cu spiritualitatea, cu întâlnirea cu Dumnezeu. Și deci o singurătate voluntară. Exact. Chiar da. mă întreb și mă îngrozesc în același timp. Ce face omul care nu l-are pe Dumnezeu ca Dumnezeu într-o asemenea situație în care poate nu are copiii lângă el acum, nu are partenerul lângă el, din diferite motive. Pentru că dacă ești doar singur și în această singurătate nu îl cauți pe Dumnezeu și nu te întâlnești cu Dumnezeu, risc să-ți pierzi mințile. De aceea vorbesc puțin și despre post. Avem postul de mâncare, avem postul de media și avem postul social. Așa o numesc singurătatea aceasta, postul social. Iar postul nu-l facem ca să impresionăm, nu-l facem ca să fie un obicei în cultura noastră religioasă. Sau n-ar trebui să-l facem. Așa. Atunci când un om postește, arată prin aceasta că tânjește după Hristos. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă întâlnesc cu Hristos. Ei, când vorbim despre postul social sau despre singurătatea aceasta, tânjesc după Hristos. Vreau să văd ce îmi spune din cuvântul lui, vreau să văd ce îmi spune din evenimentul acesta. Meditez mai mult și vreau să găsesc un răspuns la el. El este autoritate în domeniul acesta. Vreau să vedem ce spune Dumnezeu din creația lui. Aceasta este fantastic. Pentru că întrebările acestea pe care mi le pun mă vor ajuta în sinceritate să răspund la întrebări existențiale de bază. Și de asemenea să mă întâlnesc cu Creatorul meu. Da, și cred că acest timp de reflexie, această experiență, dacă ne-o permitem, dacă ne angajăm în ea, ne va ajuta foarte mult să ne reorganizăm viața, să ne reorientăm, pentru că sunt foarte multe lucruri noi pe care le facem în perioada aceasta. Și nu e ușor, nu e ușor deloc. Și de aceea e nevoie să privim din perspectiva aceasta a asumării unei întâlniri cu noi înșine în relație cu Dumnezeu, de fapt, nu cu noi, dar să putem să avem acest dialog cu Dumnezeu, nu un monolog cu noi înșine, pentru că altfel ar fi foarte problematic. Încercăm să alternăm cumva discuția noastră între dimensiunea aceasta spirituală, a semnificației pe care putem să o dăm singurătății noastre în contextul acesta de sărbătoare, cum sărbătoresc creștinii ortodoxi Paștele, sărbătoarea de sabat, cum este pentru noi ca adventiști, să dăm semnificație spirituală acestei singurătăți, dar pe de altă parte să nu uităm din vedere și sau să nu pierdem din vedere și aspectul acesta medical. Și de aceea aș vrea să mergem în minutele următoare pentru puțin timp până la Botoșani, pentru că îl avem împreună cu noi și ne așteaptă de ceva timp și mulțumim pe domnul doctor Nicușor Curteanu. Dumnealui lucrează la serviciul de ambulanță de la Botoșani. Bine ați revenit la Universitatea Adventus prin intermediul tehnologiei. Cu ce vești? Bine v-am regăsit și vă mulțumesc. Cu ce vești veniți? Ce s-a întâmplat în ultimul timp și ce este relevant? Că sunt foarte multe știri și despre ceea ce se întâmplă în momentul de față. Și ce este relevant atât pentru o sănătate bună, să ne putem proteja fiecare, dar pe de altă parte să dăm semnificație acestui timp din perspectivă spirituală? Contextul mondial în care trăim este unul unic pentru generația noastră și necesită toată atenția noastră. Trăim ceva unic care a început în 31 decembrie 2019. Noi ne pregăteam de începutul de an. Atunci, în Wuhan, se spunea că a crescut numărul de pneumonii, nimeni nu băga în seamă. În 9 ianuarie, la început de an, iarăși când toată lumea era preocupată cu începutul de an, Centrul de Control al Bolilor descoperă agentul etiologic, spune un nou coronavirus și astăzi 210 țări sunt îngenunțiate și două vase de croazieră, citeam recent, unul japonez, unul olandez. Necesită întreaga noastră atenție pentru că în România deja, uitați, sunt 8.000 de cazuri astăzi. Un procent de cam 1.500 de vindecări.
și partea bună, trebuie să o amintim, 19%, dar curba cealaltă, 5%, 400 de decese, necesită atenția noastră. Chiar orașul nostru, 310 persoane pozitive față de vecinii noștri din Suceava, 1900 și ceva de persoane. Deci e un context care merită toată atenția noastră, practic 10.000 de decese în creștere la nivel mondial în ultimele 5 ore. Statistica era de aseară la ora 21, duplarea deceselor din ultima săptămână. Țările care țin locul 1 sunt Statele Unite, Spania și Italia, locul primelor 10 țări în contextul acesta. Deci este un context cu care nu ne-am întâlnit niciodată, care merită toată atenția noastră, mai ales într-un context spiritual în care știm sigur că Dumnezeu este interesat de sănătatea noastră. Și tocmai de aceea lucrul acesta ne preocupă într-un mod amar. Aș vrea să vă întreb ceva legat de ideile acestea care circulă în ultimul timp. Cum că noi, românii, am fi mai rezistenți la acest coronavirus? Cum că s-a schimbat configurația virusului? Că a suferit unele mutații? Că, de fapt, unii spun că nu e chiar așa problemă? Ce s-a întâmplat în ultimul timp, să zicem, în ultimele săptămâni, dacă se poate spune așa? Și de ce ar trebui să rămânem foarte atenți cu privire la această situație? Este foarte adevărat că în decursul unei pandemii, când virusul acesta circulă liber pe întreaga planetă, oamenii se prind de tot ceea ce ar putea să însemne o speranță și se agață de lucruri care nu întotdeauna sunt demonstrate științific, precum că unele rase ar fi mai predispuse, altele mai puțin predispuse. Cel puțin zona noastră, europenii, suntem cam în mod egal expuși acestei pandemii și acestui virus. Aș vrea să spun într-un cuvânt, pentru că nu aș vrea să renunțăm la ideile pe care le prindem din mass media, la ce să fim atenți în acest timp, pentru că de asta, la asta sunt interesați și studenții și toți cei care ne ascultă. Nu mai este febra, cea de care toată lumea spunea 80% din cazuri febra. Febra nu mai este un simptom caracteristic. Pot fi pacienți fără febră la debut care să răspândească virusul. Acesta este un motiv de atenție din partea noastră. Un alt lucru, voi relata doar lucrurile care nu ocupă contextul obișnuit. Senzația că nu te poți da jos din pat este un simptom de alarmă. Nu mă refer la studenți în sesiune. Nu se discută. Sau la adolescenți dimineața. Nu confundăm pandemia, ci acest simptom este foarte serios pentru toate vârstele. De asemenea, trebuie să fim atenți la simptomele acestea digestive, o diaree, vărsături, motiv de prezentare la doctor. Oamenii spun, sunt banale și le duc pe picioare și se află la diagnosticul necroptic că a fost coronavirus pozitiv. Toate celelalte simptome sunt supralicitate, durere în gât, durere în piept, gustul, mirosul poate să aibă anumite modificări, orice combinație este posibilă. Însă eu aș vrea să închei întrebarea dumneavoastră cu un lucru. COVID-19 nu este o gripă. Gripa debutează brusc și mortalitatea este 0,1%, iar mortalitatea la COVID este cam de 5,7%. Deci nu se compară. Foarte mult spun este o gripă banală. Să nu ne relaxăm gândindu-ne că este doar o gripă. Ne puteți da câteva sfaturi care să le avem în atenție în timpul acesta, când circulă atât de multe informații și când se pare că există un val din ăsta de relaxare, mai ales acum după sărbători, multă lume spune că ne pierdem răbdarea și avem tendința asta să ne relaxăm. Este foarte adevărat. S-a schimbat și modul de abordare a acestui concept și anume cazul acum de coronavirus nu mai este definit după zonele acelea pe care le știam de pe internet. Roșii, galbene, verzi și așa mai departe. Orice persoană care are o afecțiune respiratorie la care nu se demonstrează etiologia virală sau bacteriană este suspectată de COVID și este foarte important lucrul acesta. În contextul acesta, o persoană care este susceptibilă la infecții trebuie să evite aglomerația. Copii sub 2 ani,
cu anumite afecțiuni, gravidele, bătrânii peste 65 de ani, a căror imunitate este scăzută, atenția trebuie să fie foarte mare. De asemenea, persoanele care au infecție respiratorie trebuie să evite aglomerația. S-a demonstrat că trăiește de la 2 ore până la 9 zile. Dumneavoastră întrebați dacă anumite predispoziții și fenotipuri sunt deocamdată speculații, nu sunt date științifice certe. Oamenii se agață de speranțe, căldura îl va distruge. El trăiește la 4 grade 2-3 zile, dar poate trăi și până la 28 de zile. Pe o suprafață de carton s-au descoperit la 24 de ore, pe suprafață nete de oțel poate mai puțin. Să luăm în calcul și calea de transmitere fecal-orală digestivă. Este o transmitere documentată. Un sfat simplu, dacă ai febră și tu se porți mască. Suntem în plină pandemie comunitară, transmisie comunitară, nu am atins vârful. O persoană care tușește împrăștie, dacă este contact pozitiv, pe 10 metri pătrați în jurul ei lucrul acesta. Spun lucrul acesta pentru că de multe ori avem tendința să relaxăm masca aceea sau să o purtăm așa mai ca la modă sau neglijent. O mască care nu e pusă corect nu te ajută. Suntem sfătuiți să nu ne ascundem în spatele măștii. De asemenea, să nu uităm că numărul cazurilor asimptomatice este în creștere. Noi putem să considerăm că nu e niciun pericol. Astăzi, înainte de a intra în emisiune, am ascultat o știre care spunea că în Wuhan situația s-a înrăutățit și deja era o știre prezentată la TV. Nu au comunicat toate datele, dar se pare că situația nu este atât de roz. Deci este un moment de atenție. Toată lumea întreabă așa, când se vor relaxa lucrurile? Este o întrebare pe buzele tuturor. Când scade numărul cazurilor și când mortalitatea este zero. Dar pentru aceasta, noi trebuie să avem răbdare și să ne pregătim mental de rezistență pe termen lung. Vreau să fiu optimist, dar nu aș vrea să induc senzația aceasta de relaxare, pentru că lucrurile sunt foarte serioase și nu aș vrea să intrăm într-o relaxare, că totul va fi bine chiar dacă noi ne relaxăm. Și un ultim gând, un mesaj pentru început de sabat, legat și de discuția noastră, ne-ați urmărit cu atenție, am văzut, ați fost tot timpul la dreapta mea aici și în final un mesaj pentru cei care ne privesc, ne ascultă. Nu putem să nu luăm în calcul că întreaga lume creștină este concentrată zilele acestea, în ciuda pandemiei, pe un eveniment cu un impact istoric extraordinar, învierea Domnului Iisus Hristos. În condițiile acestea aș vrea ca să punctez 5 lucruri. Deci, învierea Domnului Iisus Hristos înseamnă că ființele umane contează. Dacă El a înviat, înseamnă că ființele umane există în mod real și ele există pentru un scop. Al doilea lucru, după înviere, lumea s-a schimbat. Învierea a demonstrat că imposibilul este posibil la Dumnezeu. Și aceasta a schimbat pentru totdeauna și trebuie să schimbe și mentalitatea noastră, a fiecăruia dintre noi. Al treilea lucru, ca un mesaj de încurajare pentru studenți, pentru toți cei care ne ascultă, moartea nu ne poate învinge. Chiar dacă noi nu supraviețuim morții, Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi în dimineața învierii ca să ne cheme la viață veșnică. Obișnuiesc ca la fiecare curs să cântăm împreună cu studenții în clasă la toate specialitățile, mai multe cântece uneori în limbi străine, câteodată și fratele capelan s-a arătat nouă la partea introductivă și aș vrea să amintesc acum când la sunetul de trâmbiți îl cântam cu studenții în limbile europene și anume, în mod deosebit, în spaniole, îi îndrăgeau foarte mult și în engleză. Și aș vrea să amintesc o singură strofă pentru că se potrivește cu acest punct în contextul învierii. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame no respondere, nu mai necesită traducere. Sau în engleză, when the roll is called up yonder, I'll be there. Deci în dimineața învierii, când Domnul Iisus Hristos, dacă vrem într-o parafrazare din aceasta de suflet, va face prezența și ne va striga pe nume, noi să
avem garanția că vom fi acolo. Al patrulea punct, Domnul Iisus dorește ca până în acea dimineață a bucuriei, când El să fie activ în viețile noastre, un Dumnezeu viu 365 de zile pe an, în inima noastră, în emoțiile noastre, în sentimentele noastre și în tot ceea ce facem noi. Și al cincilea lucru, lui Dumnezeu îi pasă de întreaga creațiune. Scopul lui nu este distrugerea sau sfârșitul, așa cum gândesc unii în contextul pandemiei, ci este transformarea. Deci un lucru foarte important, pentru că lumea este foarte pesimistă. El nu ne-a părăsit în contextul discuției avute, pe care am urmărit-o foarte atent și cu mare atenție. Nu suntem singuri. Am speranța că vom vedea într-o zi urmele pașilor Domnului Iisus Hristos în nisipul, în colbul alergării noastre zilnice și vom înțelege că, de fapt, în cursul acestei pandemii ne-a ținut pe fiecare în brațe. Aș vrea să închei cu un verset. Am văzut că Ana Maria, în discuția surprinsă la început, era preocupată de limbi străine. O încurajare. Și aș vrea să închei cu Psalmul 4:8, în traducerea lui Zgon, în franceză. Je me couche et je me endors en paix, car toi seul, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai securitate deplină în locuința mea. Aș vrea ca să urez tuturor celor care ne-au ascultat liniștea Domnului Iisus Hristos din barcă în timpul furtunii până la următoarea întâlnire. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult pentru sfaturile care ne-ați dat, informațiile actualizate despre virus și de asemenea, sau mai ales pentru acest mesaj spiritual. Vă dorim și dumneavoastră același lucru, să vă bucurați mai departe de siguranța lui Dumnezeu. Știm că sunteți chiar în prima linie și să ne vedem cu bine cât mai repede și să ne amintim de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi și de asemenea să aveți un sabat binecuvântat. Vă așteptăm cu drag și la alte întâlniri. Vă mulțumesc la fel. Mulțumim, la revedere. Este o provocare. Rămâne provocarea aceasta de a rămâne singur, dar de a avea certitudinea că nu suntem singuri. Și ca să putem înțelege mai bine experiența aceasta, vreau să ne întoarcem la modelul Domnului Iisus Hristos. Un personaj, așa cum am spus la început, paradoxal. Pe de o parte, se retrăgea singur, se ruga, a început lucrarea în singurătate, în pustie. Apoi era în anumite momente desprins cumva, în afara contextului social. A amintit domnul doctor situația din barcă, în timpul furtunii. Dar, pe de altă parte, era și în mijlocul mulțimii de foarte multe ori. Cum putea să păstreze echilibrul acesta? Ce putem să învățăm de aici? Pentru ca și noi să putem să facem bine față situației acesteia, să nu suferim după socializare, după relațiile cu cei din jur, dar pe de altă parte să putem să ne dezvoltăm în această experiență spirituală. Domnul Mitache. El a știut foarte bine care este menirea pe pământ. În cea mai mare parte, Hristos a fost o persoană foarte sociabilă față de Ioan Botezătorul, care era mai solitar. El chiar spune Hristos, a venit Ioan nici mâncând, nici bând, adică a fost mai ascet. Fiul omului a venit pe altă linie, dar nu putem să sanctificăm un comportament, dacă ești mai ascet ca ființă, ești mai sfânt decât altul. Nu, Biblia nu ne oferă această perspectivă. Dar Hristos a știut foarte bine care este menirea. A venit pentru oameni și trebuie să fie în mijlocul lor. În același timp, forța lui spirituală, comuniunea cu Dumnezeu, nu era în timpul mulțimii și aici vreau să explic puțin. El își lua timp separat să stea de vorbă cu Tatăl. Adică el avea un plan pentru fiecare zi pe care Dumnezeu îl descoperea. Și nu îl descoperea în timpul gălăgiei, în mulțime, ci în momente de singurătate. Și cred că aici e bine să învățăm. Echilibrul cel mai mare îl obținem atunci când stăm singuri cu Dumnezeu. De ce e important? Pentru că este important să auzim doar o voce. Nu mai multe voci.
Și noi vrem sau nu vrem să acceptăm în mulțime nu putem auzi foarte bine vocea lui Dumnezeu, pentru că acum sunt multe voci și nu vorbim doar de mulțimea aceasta fizică. Vorbim de toate ofertele pe care noi le avem în viața noastră. Ne ocupăm timpul permanent cu ceva. Dacă nu vorbim la telefon, ne uităm pe internet, dacă nu ne uităm la televizor, dacă nu facem ceva, numai timp cu Dumnezeu nu ne luăm. Și asta e o mare problemă, pentru că aici se observă dezechilibrul nostru emoțional, dezechilibrul spiritual, și atunci când vin astfel de momente, ne trezim descoperiți. Și cred că aici e o mare problemă și se observă, sau este un simptom al faptului că noi nu stăm cu Dumnezeu de vorbă. În lumea păcatului avem nevoie de acest moment. Dar, repet, în viața lui Hristos, cele mai multe momente nu au fost în singurătate, ci în mulțime. Se amestecat printre oameni, le făcea bine, dar da. Avea și momente de singurătate. A rămas singur Iisus Hristos la Paști? L-a părăsit ucenicii, l-a părăsit toți? Aș vrea să continui și să răspund la întrebare. Observăm că la primul Paște la care participă, la vârsta de 12 ani, și este singurul element din timpul copilăriei sale, el răspunde părinților săi umani, nu știa că trebuia să fiu în casa tatălui meu, o legătură veșnică pe care o avea întotdeauna cu tatăl, el era ceea ce căuta în mod constant. Era tatăl său veșnic, o legătură unică în univers. Era prietenia superioară oricărei alte prietenii. Iar această relație cu tatăl, sau binecuvântarea relației cu tatăl, se răsfrângea după aceea asupra persoanelor umane. El avea nevoie de mulțime, în sensul că, pe de-o parte, mulțimea avea nevoie de el, de vindecarea lui, de cuvântul său, iar el avea nevoie să vadă că Evanghelia pe care o propovăduia este primită de această mulțime. Ne aducem aminte de anumite ocazii în care, atunci când a văzut mulțimile, s-a făcut milă de ele. Și încetul mergem spre ultima parte, ultimul Paște pe care l-a sărbătorit împreună cu ucenicii, ne aducem aminte de camera de sus, de cât de mult îi iubea și a spălat, i-a iubit pe ei săi până la capăt, și de cât de mult avea nevoie de prezența lor în Ghețemani. Pentru că el a fost om, a îmbrăcat hainele umanității. Iar gândul acesta că el nu va muri degeaba, gândul acesta că nu va merge până la capăt degeaba, prin prezența lor acolo, îl întăreau, îl încurajau. Dar tocmai această părăsire a ucenicilor a făcut să fie și mai amar paharul pe care l-a băut, atât în Ghețemani, cât și până la cruce. Însă, au fost câteva lucruri care l-au încurajat la cruce. Un tâlhar care era muribund și care a spus, am nevoie de tine. Și aceasta l-a încurajat. Ioan la cruce, la fel. Când l-a văzut acolo, care a rămas până la capăt loial, mama lui care era acolo, toate acestea au sensibilizat inima lui și l-au încurajat. Pentru unul singur, dacă era nevoie să vin, veneam. Și aceste persoane au întărit și mai mult gândul acesta că nu mor degeaba. Da, când privim la jertfa Domnului Iisus Hristos și privim acest tablou al săptămânii mari și mai ales ziua pregătirii cu momentul răstignirii și apoi sabatul când el este în mormânt și dimineața învierii, de obicei noi ne gândim în primul rând la semnificația acestui eveniment pentru noi, pentru viața noastră. Și cred că prea puțin stăm să ne întrebăm ce a fost în sufletul Domnului Iisus Hristos, cum a trăit el momentele acestea. Discutam puțin înainte de emisiune că, de fapt, a fost o profeție că va călca singur în tească, că va rămâne singur, că va fi singur. Dar întrebarea mea este, oare nu puteau anumite reacții ale oamenilor, anumite atitudini ale lor să schimbe totuși un pic acest peisaj, acest tablou al însingurării Domnului Iisus Hristos? În contextul acesta mă gândesc și la momentul în care el le-a cerut ucenicilor să se roage împreună cu el în grădina Ghețemani. Nu cred că s-ar fi rugat toți patru. Domnul Hristos avea rugăciunea lui. Era o rugăciune la distanță, se respecta distanța socială, da? Dar mă întreb cum ar fi fost tabloul. E ceva imaginativ așa, da? E o provocare, să zicem, o intuiție. Dacă atunci când Iisus Hristos se întorcea la ucenici, i-ar fi găsit rugându-se, ce l-ar fi spus? Pentru că tabloul este foarte trist. Îți zice, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Întrebarea este, cum putem îmbina această viziune profetică, faptul că el va fi singur,
Și totuși cu o atitudine mai binevoitoare, mai dispusă la relația oamenilor, ca să nu fie așa de însingurat Iisus Hristos de Paște. Este foarte dificil să stabilim ce ar fi fost, pentru că ar fi o discuție contrafactuală. Noi de obicei discutăm ce s-a întâmplat sau despre ce s-a întâmplat. Însă este evident că dacă ucenicii sau persoanele care ar fi putut să influențeze cumva starea de spirit a lui Hristos ar fi avut altă atitudine, este normal că Hristos ar fi, să spunem, simțit mai bine. Însă această implicare a lor ar fi avut oricum un efect limitat, foarte limitat, pentru că pe cruce, atunci când Iisus strigă Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, El ne oferă o imagine sau un strigăt al unei părăsiri reale, o relație a lui Hristos cu Tatăl nu putea fi înlocuită de nicio altă relație cu vreo ființă umană, chiar cu părinții pământești. Mai era Maria în viață, erau ucenici și ca dovadă că Ioan a mers cu el până la cruce, spre deosebire de alți ucenici, și Maria a fost acolo. Însă nu puteau compara, nu putem să comparăm relațiile pământești ale lui Hristos cu relația cu Tatăl, niciun caz. Și aici a fost marea tristețe, pentru că deși Hristos, înainte de acest moment, a vorbit cu ucenicii că El va fi dat în mâinile păcătoșilor, că va fi omorât, că va învia a treia zi, totuși se pare că în Scriptură imaginea de la Golgota arată că Hristos nu mai vedea dincolo. Atât de greu a păsat păcatul asupra Lui, pentru că așa spune Pavel. Nu era un teatru acolo. A fost făcut păcat pentru noi. Da, exact. Iisus nu juca teatru. A transpirat sânge. Nu juca teatru. Dacă era un teatru, atunci avem de face cu cel mai mare fals din istorie. Adică nu era un lucru real. Era un simțământ de însingurare real pe care Hristos l-a simțit. Și în contextul acesta, e clar că nu putem să spunem că o relație apropiată pământească, un ajutor uman, ar fi fost suficient. În niciun caz. De aceea, cred că nici măcar apostolii sau Maria nu au înțeles și niciun om nu cred că va înțelege vreodată pe deplin ce s-a întâmplat în sufletul lui Iisus. Să fie o veșnicie împreună cu Dumnezeu, Tatăl, și apoi să vezi că la un moment dat e o frântură acolo. Și aici sunt discuții multe, pentru că în final nici Scriptura nu ne spune concret ce a fost acolo. Când întuneric s-a lăsat peste cruce, asta este nu doar o dovadă fizică, ci și o dovadă teologică, că nu avem voie să intrăm într-un element sau într-o zonă unde nu avem descoperire, dar clar că a fost un strigăt real. Și cred că poate l-ar fi ajutat pe moment, dar mă îndoiesc că în momentul în Ghețeman atât de mult apăsau păcatele asupra lui, încât nu cred că a te ruga împreună cu el, mai degrabă rugăciunea împreună cu el era în favoarea lor. Exact. În favoarea lor, în favoarea lui Hristos. Următor. Și de fapt, oricât de mult am discutat despre trăirea aceasta a înstrăinării Domnului Iisus Hristos de Tatăl, n-am putea înțelege, pentru că vorbim de o altfel de relație, așa cum ați spus de fapt, că sunt două planuri. Aș vrea să subliniez pe de o parte faptul că în desfășurarea actelor mântuirii rămâne o taină întruparea, dar cea mai mare taină din istoria Universului rămâne moartea Domnului Hristos și, bineînțeles, momentele acestea de înainte, trăirile Domnului Hristos. Putem totuși, din perspectiva rugăciunii din Ioan 17, când avem o ocazie unică, noi pământenii să asistăm la o discuție între Tatăl și Fiul. Pur și simplu, în Ioan 17, Domnul Iisus vorbește cu Tatăl, unuia dintre ucenici este permis să audă ce vorbește și în acea rugăciune vedem că tot focul său este îndreptat pentru dragostea pentru oamenii aceștia. Pentru că aici este tensiunea cea mai mare. Pe de o parte, dragostea față de Tatăl, pe care îl iubea și era una cu Tatăl, și pe de altă parte, dragostea față de oamenii pentru care a venit să moară. Adică El când spune te iubesc o iubire veșnică, nu face o declarație goală. Spune, am venit să-mi dau viața pentru tine. Ce fac? Rămân cu Tatăl pe care l-am iubit și de care am fost legat întotdeauna și mă despart de voi care mi-ați devenit dușmani și sunteți ființe create. A venit la Sicea să-i nu l-a primit. Exact. Sau mă despart de Tatăl și
despărțirea aceasta încă o dată este tainică și este bine să rămânem la cât ni se spune în Sfânta Scriptură și merg pentru voi până la capăt. Deci asta este tensiunea pe care de-a lungul veșniciilor, îngeri și oameni vor încerca să o cunoască din perspectiva iubirii care s-a revărsat pentru mântuirea noastră și pentru siguranța Universului. Avem un indiciu în Vechiul Testament atunci când Moise, după ce Dumnezeu se supără pe popor, în urma idolatriei, spune Moise, șterge mie numele din cartea vieții, nu mai du pe acest popor în Canaan. Ori Moise acolo și-a asumat de dragul poporului, un popor care deseori l-a supărat și i-a creat zile amare lui Moise. Moise a preferat de dragul poporului să fie șters din cartea vieții, adică să nu fie salvat, să nu fie mântuit. Și Dumnezeu spune pe acela care păcătuiește împotriva mea, îl voi ședi din cartea mea. Adică el este un prototip al lui Hristos. Și Hristos își asumă această trăire. Hristos suportă pedeapsa pentru păcat, deși el n-a cunoscut păcatul. Asta e foarte important. El a fost făcut nu păcătos, păcat. Și când a fost făcut păcat, practic el și-a asumat condamnarea divină. De aceea părăsirea a fost o părăsire reală și moartea de care multe a fost moartea a doua, care presupune o moarte veșnică. Dar învierea a fost un să spunem, un plan al lui Dumnezeu, pentru că Hristos de asta a murit. Prefer să fie mântuiți în locul meu. Asta a fost ideea morții lui Hristos. Scuze. E fascinant raportul acesta între singularitate, între experiența pe care trebuie să o aibă fiecare persoană și experiența comuniunii. Apostolul Pavel rezumă cel mai frumos raportul acesta. Cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, tot printr-un singur om a venit și neprihănirea, a venit și mântuirea. Acesta este un mesaj plin de speranță în sensul că orice ființă umană pe fața Pământului trebuie să știe. Dacă te simți singur în aceste momente cu coronavirusul, nu uita că Fiul lui Dumnezeu și-a asumat această singurătate pentru tine. Te înțelege cel mai bine. Nimeni n-a avut simțământul acesta a singurătății mai bine imprimat în suflet și trăit ca Fiul lui Dumnezeu care a venit pentru tine. Și în mod nedrept. Și în mod nedrept. Iisus a suferit pe nedrept. La fel și noi suferim în timpul acesta cei mai mulți. Da? Și de fapt lumea suferă cumva o nedreptate care s-a întâmplat pentru că nu ai cu cine să te lupți, nu ai cu cine să dai în judecată, nu ai la cine să ceri despăgubiri și așa mai departe. Adică este o situație atât de nedreaptă. Trebuie să încheiem și aș vrea să încheiem cu un mesaj de speranță, raportându-ne din nou această viziune a comuniunii, a comunității, pentru că chiar Domnul Hristos în timpul acesta când urma să fie răstignit la ultimele întâlniri cu ucenicii înainte de răstignire, a creat această imagine frumoasă și a spus, vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă duc să vă pregătesc un loc. A trecut dincolo de momentul acesta. A văzut, cum spune în Isaia 53, profetul, rodul muncii sale și s-a înviorat. A avut permanent această viziune a unei comuniuni și dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, avem această imagine frumoasă a cortului lui Dumnezeu cu oamenii ei. El va cortui împreună cu ei, adică vor fi împreună. Și aș vrea să rămânem cu această imagine frumoasă și să încheiem cu câteva mesaje. Cum putem să păstrăm această comuniune, coinonia creștină, chiar și în contextul acesta? Cum putem să avem un sabat de părtășie, chiar și atunci când nu ne putem vedea, chiar și atunci când nu putem să mergem la biserică? Vă rog. Dincolo de avantajul tehnologiei pe care îl folosim din plin în aceste zile, cred că comuniunea la același duh, la aceeași speranță, la aceeași credință, așa cum spune Pavel în Efeseni 4, este un singur domn, un singur crez, un singur botez, un singur duh, o singură biserică. Aceste lucruri sunt suficiente pentru a avea comuniune. Chiar dacă nu am putea vorbi fizic unii cu ceilalți, chiar dacă nu ne-am putea vedea, dar dacă avem aceeași credință, același Dumnezeu, este suficient pentru că acest lucru nu va dura veșnic. Eu vreau să vorbesc de asemenea despre Duhul Sfânt, care l-a însoțit pe Domnul Iisus tot timpul în misiunea sa. Iar Duhul Sfânt este prietenul pământului, prietenul pământenilor, este cu noi. De asemenea, aș vrea să fac un apel la cei care ne urmăresc, tineri, în mod special, să caute să lase mai mult deoparte zgomotul mass-mediei sau alte zgomote, să caute tăcerea, liniștea pe care prezența lui Hristos o poate aduce în suflet și poate că perioada aceasta este o perioadă de un new start, un nou început, pentru ca biruința lui Hristos de la cruce să fie pusă în dreptul fiecăruia dintre noi. Am avut mai multe citate aici pregătite pentru această discuție.
Aș vrea să citesc doar unul dintre ele, care exprimă foarte bine această trăire pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Citatele sunt din cartea Hristos, Lumina Lumii, carte scrisă de Ellen White. Spune așa autoarea, singur trebuia să urce cărarea, singur trebuia să ducă povara. Asupra lui, care își părăsise slava și îmbrăcase slăbiciunea omenească, urma să apese răscumpărarea lumii. El a văzut și a simțit totul, dar ținta lui a rămas neclintită. De brațul lui depindea salvarea neamului omenesc, decăzut, și el a întins mâna ca să prindă mâna iubirii atotputernice. Avem imaginea aceea frumoasă, cred că mulți dintre cei care ne privesc și amintesc, cu Iisus Hristos care stă cumva atârnat între cer și pământ, cu mâna întinsă către omenire, iar mâna lui care este întinsă către cer este ținută de o mână puternică. Este o imagine care ne arată de fapt care este rolul Domnului Iisus Hristos și ne confirmă această imagine că nu suntem singuri, chiar dacă trebuie să ne petrecem zilele acestea în singurătate sau doar împreună cu familia, putem să privim înainte către momentul acela când vom fi împreună. Prin credință a mers până la capăt și putem prin credință să mergem până la capăt și noi. Da, și, place... și fiul n-a fost o victimă între noi și tatăl. Da. Și tatăl ne iubește. Și îmi place imaginea autorului cărții Evrei care spune Iisus pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Vă dorim un sabat binecuvântat, vă dorim zile în care să îl simțiți aproape pe Dumnezeu, să vă apropiați de Dumnezeu altfel de cum ați făcut-o până acum, dat fiind acest context nefericit, dar este și o provocare pentru noi, este și o oportunitate în care putem să-L întâlnim pe Dumnezeu altfel de cum L-am văzut și L-am simțit aproape în viața noastră până acum. Rămâneți împreună cu programele transmise de aici din Capela Universității Adventus, vă puteți întâlni cu emisiunea Studenței Cuvântului mâine dimineață la ora 9:30, iar apoi de la ora 11 vom deschide cuvânt împreună cu pastorul Laurențiu Moț. Până când ne vedem din nou, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și abia așteptăm să ne reîntâlnim.